Bine ați venit! Eu sunt Ștefan, pentru cei care nu mă cunoașteți, organizatorul și hostul Sibiu Web Meetup. Sibiu Web Meetup, în fiecare lună, ne vedem aici sau la EduHub, depinde de cum găsesc locația. Avem deschis, ca în fiecare lună, call for speakers. Dacă aveți vreo idee și vreți să prezentați, vă aștept cu mare drag. Sibiu Web Meetup găsiți cu handle-ul peste orice canal de social media, fără nicio problemă. Săptămâna viitoare avem un eveniment special dedicat studenților. Poate știți de el, poate nu știți de el, dacă este studenți. La EduHub. E într-o colaborare cu o companie din Sibiu. Astăzi l-avem invitat special pe Răzvan. Ne va vorbi despre Web Application Security. Ediția de astăzi este live stream pe YouTube, ca de fiecare dată, unde vă invit să dați like, share, împărțiți cu colegii, cu prietenii care știți că le place web-ul. Cam atâta am avut de zis și predau cuvântul lui Răzvan. Bună seara! În primul rând o să zic câteva cuvinte despre mine și după aceea o să vedem cum am structurat această sesiune, în general în 6 capitole. În primul rând mă numesc Reda Răzvan, sunt Application Architect. Recent trecut în tabăra celor care le știu pe toate entrepreneurship, ca să zic așa. Este fun, mergem înainte, n-a făcut altceva decât faptul că am trecut în tabăra asta m-a ajutat foarte mult să devin un pic mai creativ și în același timp m-a ajutat pe mine să-mi ies din acel mediu de confort. Ne-am întâlnit în seara aceasta și am venit în seara asta să fac o mică introducere în tot ceea ce înseamnă, nu chiar tot ceea ce înseamnă, o parte de ceea ce înseamnă Web Application Security și Web Application Programming Interface Security, adică API Security. Sesiunea din această seară o să fie dedicată un pic mai mult celor care sunt interesați de partea de API. După cum am spus mai devreme, am structurat sesiunea în 6 capitole, partea de introducere. O să trecem un pic să vedem ce înseamnă securitatea. Nu foarte mult. Nu este ceva foarte stufos, cuvinte care să ne depășească vocabularul acela de developer și să intrăm foarte mult în partea de securitate. O să trecem aceea un pic să discutăm APIs, practic de new apps. O să discutăm la timpul respectiv ce înseamnă asta și cum a fost introdus partea asta de API, cum s-a ajuns la comparația ca aplicațiile respective să ajungă să fie comparate cu aplicații. După aceea o să trecem un pic și o să discutăm despre tot ce înseamnă OWASP, top 10 Application Security. Câteva dintre ele sunt practic 9, care sunt cele mai importante și care sunt listate pe site-ul celor de la OWASP. Cine nu știe ce înseamnă OWASP, este Open Web Application Security Project. Este o comunitate fondată prin anul 2021, care pur și simplu ajută neapărat developerii, oamenii care sunt interesați de securitate, să-și ia informațiile a tot ce înseamnă noi vectori de atac ai persoanelor care vor și doresc să le facă rău în mod deliberat. După aceea o să ajungem la capitolul 4, o să discutăm un pic despre tips and tricks, câteva informații acumulate în decursul anilor din partea mea, câteva informații despre cum să vă protejați în mare aplicația sau metodele pe care să le aplicați în momentul în care începe să dezvoltați o aplicație. O să discutăm, este un singur slide, practic tot ce înseamnă, nu neapărat tot ce înseamnă, putem să zicem, ce implicații are acest 5G pe care ne speriem toți și cu ce implicații vine în partea de securitate. Este o discuție generală, este ceva aprofundat. Și în ultimul rând, the latest news, o să fie un pic fun, partea asta nu o luați ca și distracție. Sunt lucruri care s-au întâmplat, din păcate.
pentru unele persoane, o să vedeți la timpul respectiv. Trecem un pic și intrăm în partea de introducere. Nu știu care dintre și câți dintre voi sunteți familiarizați cu aceste piramide, ca să zic așa. Undeva în partea, ca să nu greșesc, în partea dreaptă a ecranului, avem cele 7 nivele de securitate ale cele 7 nivele de securitate a tot ceea ce înseamnă securitatea în general, iar în partea dreaptă vorbim un pic de modelul OC. Despre cine nu știe ce înseamnă OC, este practic practic modelul de interacțiune între calculatoare. De ce le-am structurat în primul rând așa? Deci, practic, dacă luăm piramida din partea dreaptă și o întoarcem invers, primul nivel de securitate este acel human layer, iar în partea stângă, unde este partea de application, este un top. Am vrut să le aliniez și să vă informez în așa, adică să scot în evidență faptul că ele sunt practic cele mai vulnerabile niveluri ale securității și ale modelului OC. Acum, dacă o să ne uităm un pic, o să discutăm partea de human layer, că practic asta ne interesează cel mai mult, care este, după cum vedeți și după cum scrie și pe ecran, is the most vulnerable part of the IT security infrastructure. Most cyber attacks we have seen today are the result of some form of human error. De obicei, majoritatea atacurilor care se întâmplă în ziua de astăzi sunt datorate faptului că persoana care inițiază atacul nu face altceva decât să ducă în eroare persoana de la care vrea să extragă informații. În general, informații sensibile. Adică informații care vă privesc foarte mult, cum ar fi CNP-ul, cum ar fi, mă rog, tot ce înseamnă PAN. PAN se referă la cartea dumneavoastră de credit. Mă rog, informații, telefonul, și să le folosească în așa fel încât să vă fure identitatea și să se folosească de identitatea dumneavoastră și în același timp, mă rog, să acceseze conturile dumneavoastră, mă rog, să facă lucruri care nu sunt legale în mod normal. Ce presupune asta? Presupune că indiferent de ce nivel vorbim, indiferent că vorbim de oameni care sunt la o anumită vârstă, indiferent de vorbim de copii în general, practic aceste atacuri cibernetice se întâmplă pentru oricine care stă în fața unui dispozitiv. Și cum am spus, poate să fie un copil de 6 ani, poate să fie o persoană de 70 de ani care câteodată nu are apar, ca să zic așa, despre ce înseamnă în mare, nu neapărat intim, securitatea. În același timp, trebuie să ne informăm și să ne educăm ca să știm cum ne protejăm în fața atacurilor cibernetice, atacuri de tip phishing, atacuri asupra parolelor, vorbim de virus, troiani, malware și toate lucrurile astea care implică, în general, atacurile la persoană prin intermediul unor dispozitive. Pe partea de OC, Open System Interconnection, practic Open System Interconnection este comunicarea de date între două calculatoare care sunt legate la o rețea, indiferent că este o rețea locală sau la internet. Cum de altfel știm, cred că majoritatea din sală activează în partea de upper layer, atunci înseamnă Open System Interconnection, partea de software, application, penetration și session. O să vorbesc un pic și de partea de network, partea de hardware layer, și pot să zic că din punct de vedere al securității, colegii noștri care au lucrat și care lucrează în infrastructură au făcut progrese extraordinar de mari în ultima perioadă.
Și au venit pe piață cu, până și cu framework-uri care îți protejează partea de hardware foarte, foarte, foarte mult. În schimb, tot ce înseamnă partea de software, în momentul de față, se limitează decât la o mică parte a ceea ce este un WAF. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu termenul de WAF. WAF este un application, un web application firewall. Practic, dacă stăm bine să ne gândim, acest lucru s-a întâmplat pe partea de hardware acum vreo 20 de ani, când primele atacuri cibernetice au fost făcute din neapărat din greșeală, ci din au fost făcute for fun. Și așa s-a născut acest layer care reprezintă și care se numește firewall. În zilele noastre, cum am spus și un pic și puțin mai devreme, pe partea de web, în afară de acest firewall, în momentul de față, cei care lucrăm în domeniu și activăm în domeniu, suntem nu neapărat obligați, suntem forțați de împrejurări să folosim, să ne luăm anumite prevenții, ca să zic așa, să facem anumite prevenții în aplicație. Și atunci, în ultima perioadă, și tot văd anumiți devi sau, mă rog, anumite persoane care vor să schimbe jobul, că își schimbă jobul, unul din motivele pentru care și își doresc schimbarea este că practic nu doresc să fie, să zic eu, implicați în partea aceasta de security. Ei bine, aș vrea să fim foarte bine înțeleși și să înțelegeți foarte bine faptul că în momentul în care lucrați pe partea de layer 7, adică pe partea de application, trebuie să știți foarte bine că în momentul în care interacționați cu o bază de date, indiferent că conține date senzitive sau date oarecare, trebuie să înțelegeți că sunteți direct responsabili și de partea asta de a proteja datele. Este un lucru destul de important, n-am să intru foarte mult în amănunt, dar o să discutăm despre securitate în general și în următoarele capitole o să vedem cam prin exemple cam cum se poate proteja în mare sau, mă rog, cum ne putem proteja la potriva 10 vectori de data, ca să zic așa. Țineți ce pot să mai adaug aici, important, așa cum am discutat mai devreme, application layer 7, the layer closer to the end user, these layers interact directly with the software application, which is in turn interact with the end user. Deci țineți foarte bine minte și încercați să înțelegeți că application layer-ul 7 este practic poarta de intrare care dacă în momentul în care care dacă este deschisă de cineva, dacă nu este deja deschisă, poate să cauzeze o grămadă de probleme pentru organizația pentru care lucrați. Și nu în același timp să vă asigneze, ca să zic așa, o imagine destul de urâtă, doar pentru faptul că cineva a reușit să spargă acea aplicație la care ați lucrat împreună cu colegii noastre, nu mai în general. Am zis că o să discutăm un pic și pe partea asta de ce înseamnă API as new apps. După cum am văzut în ultima perioadă, a crescut semnificativ interacțiunea aceasta cu device-urile foarte mult. Intră în calcul în momentul de față și acest IoT, care se numește Internet of Things. Deci avem din ce în ce mai multe device-uri care sunt conectate la internet și care la rândul lor doresc să facă un exchange de informații cu serverul. În latura aceasta a crescut foarte mult și faptul că trebuie să dezvoltăm API-uri care să comunice cu aceste device-uri. Iar în ultimii ani de zile, conform traficului de la Akamai. Cine nu știe ce este Akamai, este un CDN, Content Delivery Network. Este unul dintre cel mai mare Content Delivery Network din America și implicit din lume. Au observat o creștere de 83%
a call-urilor care se fac către endpoint-uri, adică către API-uri. Deci 83% sunt API calls. Și bineînțeles, odată cu aceste call-uri către API, bineînțeles că a început să, au început și problemele pe partea de securitate. Și vedem un shift, ca să zic așa, de 40% din partea de web către partea de API, care implică, care, în care sunt implicate, în care este implicată securitatea în general. De asta am și numit acest titlu, ca să zic așa, sau mă rog, această porțiune, această secțiune, ca și API are the new apps. Practic, cam tot ce există în ziua de astăzi este un API, indiferent că este un API care se bazează pe SOAP, indiferent că este un API care se bazează pe REST, indiferent că este un GraphQL, este un API, este un gateway, ca să zic așa, care stă între comunicarea dintre un device și baza de date. Un layer, ca să zic. Și acum, o să discutăm un pic de tot ce înseamnă acesta API security. Am să numesc câteva probleme care sunt câteva probleme de securitate care sunt implicate în dezvoltarea API-urilor, printre care improper asset management, broken object level authorization, excessive data exposure, broken user authentication, lack of resources and rate limiting, broken function level authorization, mass assignment, insufficient logging and monitoring. Și avem ultima, este un XML external entity injection. Vreau să fac o precizare înainte să intrăm, și să discutăm despre, despre aceste probleme de securitate. Toate imaginile care vor fi în prezentare sunt practic cu titlu de prezentare. Nu vreau să intrăm în niciun fel de contradicție cu persoanele care se ocupă de copyright sau persoanele care sunt care își recunosc sau își recunoaște imaginele pe un site. Sunt practic prezentabile, ca să zic așa. Și atunci mergem la prima problemă de securitate care apare în momentul în care dezvoltăm și facem, creștem și construim API-uri și ne referim la improper asset management. It's a vulnerability caused by a lack of technical overview of deploying API assets where, the where those assets may be vulnerable to exploits due to a stagnation of lack and lack of oversight and ownership. O să vedeți că în partea de exemple, o să încerc să exemplific prin exemple faptul că această definiție este destul de stufoasă și câteodată chiar nu este foarte, foarte bine înțeleasă de anumite persoane. De aceea, prezentarea se referă mai mult la exemple clare. Și atunci o să începem cu primul exemplu. O să zicem că aveți un website, iar persoana respectivă navighează, ca să zic așa, o persoană care este rău intenționată. Tot evit să folosesc cuvântul acesta hackers, pentru că este destul de mare, destul de stufos și se învârte prin tot ce înseamnă securitatea în general. O să-i numesc în general persoane care sunt rău intenționate, ca să zic așa. O să meargă către site-ul dumneavoastră sau către un site target, ca să zic așa, și merge pe partea de forgotten password și completează numele unui user. Probabil luat după undeva, dar mă rog, încearcă pe al lui. În momentul în care acea persoană face request-ul către server și zice reset password, bineînțeles că serverul îi va răspunde la rândul lui cu informația că trebuie să introduc un verification code, bineînțeles, care a fost trimis pe e-mail sau care la rândul lui a fost trimis pe telefon. Depinde de cum a fost implementată
aplicația în sine. Și atunci, folosind un web proxy, cred că, nu știu dacă este cineva în sala care nu știe ce este web proxy, este practic filtrarea traficului printr-un endpoint, în vederea verificării datelor respectiv. Sau, în același timp, puteți să folosiți, dacă vreți, să vă jucați cu informații legate de partea asta de penetration testing. Este o comunitate destul de mare, se numește Burp. Au chiar și un program care se ocupă de partea de, mă rog, mici mănuțișuri legate de partea de penetration testing. Și atunci și cu acel program puteți să interceptați traficul sau request-ul care se face către un endpoint. Și acum, mergând în pagina principală, adică în partea de presentation layer, adică în layer 7, o să vedem că acea aplicație comunică cu backend-ul printr-un endpoint, iar acel endpoint, ca să zic așa, nu știu dacă sunt informații care sunt legate de, să zic eu, de web development sau dacă sunt înțelese, vă rog să-mi spuneți sau vă rog să-mi explicați dacă... și atunci, acel endpoint, ca să zic așa, este API V2 Validation Code. Bineînțeles, request-ul se face pe baza unui cod, persoana respectivă a încercat să pună un cod oarecare și bineînțeles că serverul i-a răspuns înapoi cu un 401 unauthorized, bineînțeles cu un mesaj, the supplier token is invalid and the remaining attempts este un număr care este 4. Până acum, toate bune și frumoase. Aveți idee care ar putea fi problema aici? Optim? Ok. Practic. Ok. Bun. Problema cea mai importantă care se referă la acest improper asset management este faptul că deși aplicația în sine și endpointul respectiv returnează ceea ce trebuie să returneze, este o informație în acel endpoint care ne trimite de la o versiune V2, cum ați văzut, la o versiune V1. Și atunci persoana respectivă va face un call, va încerca un call către V1 sau chiar fără V1 sau către V3, sau, mă rog, depinde. Depinde ce e în mintea persoanei respective care dorește să... neapărat ce mintea, ce dorește acea persoană să facă. Și atunci facem un request către V1 cu un cod oarecare și bineînțeles că serverul îi răspunde cu un 401 unauthorized. Bineînțeles, nu mai este acel rate limiting in place și atunci se descoperă faptul că practic endpoint-ul V1 care duce către versiunea V1 este vulnerabil și este accesibil, gata accesibil pentru brute force attack. În momentul în care un endpoint este deschis pentru un brute force attack, o persoana respectivă care se va ocupa de acest brute force attack va începe să genereze coduri nu neapărat aleatoare, ci secvențiale către aplicația dumneavoastră și în așa fel pe o lungime de timp care îi va permite să identifice codul care este care va fi același, practic îi va permite să găsească codul de acces către aplicația dumneavoastră și implicit în cazul nostru va reuși să ia acces către contul persoanei respective. Cum protejăm această vulnerabilitate? Este bine de știut că de obicei API-urile API tends to expose multiple endpoints over the traditional application, making proper and
An updated documentation highly important, deci de fiecare dată când aveți mai multe endpoint-uri, este bine să vă gândiți dacă o să mai folosim versiunea precedentă sau nu o să o mai folosim. Bineînțeles, în anumite cazuri există clienți care încă folosesc versiunile vechi de API. Și atunci, ce putem să facem în această situație? Având în vedere că avem un endpoint care este up-to-date și avem un endpoint care, practic, are o problemă de vulnerabilitate. În schimb, avem și clienți care încă îl folosesc. Bineînțeles că nu o să putem să mergem să forțăm clientul să facă update la noua versiune, din motive poate destul de, să zic așa, din cauza resurselor, probabil poate nu are destul de resurse necesare ca să facă update-ul la V2, dar în același timp noi, ca și programatori și persoanele care au construit aceste endpoint-uri, trebuie să ne asigurăm că, indiferent de versiune, problemele legate de securitate sunt rezolvate. Further, to mitigate against vulnerability caused by the improper asset management, developers should always make sure that no outdated or legacy API endpoints are available for using the production environment. În același timp, dacă aveți versiuni de API-uri care nu mai sunt sau sunt outdated, este foarte bine să le faceți deprecate și pur și simplu să le ștergeți din sistem sau cel puțin să nu le afișeți în partea de front. Cam la asta se referă improper asset management. Este ok? Ceva întrebări? Trecem la următoarea problemă de securitate care intervine partea de API. Broken Object Level Authorization, BOLA, este abrevierea. It's occurred when an attacker can successfully make a request for a data object that shouldn't be restricted. Ce implică asta? O să trec peste imagine pentru a să prezint foarte mult. Adică nu vreau să fie identificată ca, mă rog, de persoanele care lucrează sau, mă rog, care sunt pe la imagine. Și atunci, sunteți pe partea, dau un exemplu, sunteți în partea de comenzi, partea de orders, ați comandat niște, mă rog, ați făcut niște order-uri către acel site. În schimb, în spate, există niște request-uri, sau mă rog, există un request care se referă practic la partea de orders al userului respectiv. Și în momentul când ajungeți pe partea de orders, o să vedeți că sunt afișate toate. De asta este și acel filter acolo, în partea de request. Iar dacă ne uităm pe partea de endpoint, o să vedem că este un call către API, care este API, users, user identifier, în cazul nostru este acel user ID, 3432, orders. Bineînțeles că aplicația o să vă răspundă cu 200 OK, și răspunsul pe care îl vedeți este în acest slide. Vi se pare ceva dubios la acest răspuns? Exact. Nu sunt foarte multe date despre user, dar sunt câteva date despre user. Și atunci, orice persoană care este hacker, dorește ca să ia cât mai multe informații legate de user. Și atunci, ce o să facă în cazul ăsta? O să încerce să vadă dacă poate să acceseze și informații despre alt user, nu neapărat despre userul în sine. Și atunci, API request-ul respectiv se transformă practic în API user, un user, adică un ID aleatoriu și se încearcă să vadă dacă aplicația în sine răspunde cu ceva informații. Bineînțeles că în cazul de față
cu mereu, aplicația a răspuns și în cazul nostru și în exemplu acesta, aplicația a întors informații despre un anume user, Alice, care are prezidiva. Bineînțeles, lucrul ăsta se numește Broken Object Level Authorization. The vulnerability is known as Broken Object Level Authorization, in which malicious user gain access to a resource belonging to another user due to lack of proper authorization check. Ca să ne protejăm împotriva acestei probleme, este bine ca întotdeauna să vedem dacă userul are acces la resursa respectivă. Adică dacă are autorizația dacă are autorizația să primească informațiile despre userul respectiv. These attacks can potentially occur in application feature where untrusted parameter values are passed to the application without performing authentication and authorization. Întotdeauna când vorbim despre securitate și, și despre securitatea datelor, în special în partea de autentificare, este bine să luăm în considerare și partea de autorizare a userului și să vedem la ce resurse userul respectiv are acces în momentul în care face niște request-uri către server. Ceva întrebări? Broken level? Excessive data exposure. When the APIs return all data to the client. Ce înseamnă? Practic asta. Adică faceți un request către server general și bineînțeles că aplicația o să vă răspundă nu cu datele care vă interesează cel mult, ci practic toate datele. Bineînțeles, iarăși avem un exemplu pe partea de request password, forgotten password. Userul vine și introduce e-mailul persoanei care urmează să fie atacată. Apasă request reset link. Bineînțeles că requestul și dacă ne uităm în pagină o să fie o acțiune către un API, API forgotten password. Bineînțeles cu contentul e-mail ales outlook.com. Responsul în sine, în schimb, după cum vedeți subliniat cu roșu, vine cu mai multe informații decât ar fi trebuit să vină. Practic, în partea de server, nu se face nicio limitare a informațiilor care trebuie să fie expuse sau, mă rog, care trebuie să trimise către end user. Și atunci, persoana respectivă care se uită în request-ul respectiv, identifică acel reset link și, bineînțeles, că dacă îl ia, și îi face un request, ajunge la partea de schimbarea parolei al userului respectiv și ne confruntăm cu o situație de account takeover. Ceva întrebări? Ok? Da, sigur. Da, da. Deci sunt lucruri care practic s-au întâmplat. Deci nu este ceva care... Sunt lucruri care s-au întâmplat. Sunt exemple pur și simplu din lumea reală. Deci nu sunt luate de mine doar ca să vă... Nu pot să... Bine, nu sunt de la noi. Oricum nu sunt români în general, dar... Sunt niște informații și exemple generale, cum e bine să totuși să protejați resursele, cum să fim atenți când dezvoltăm o aplicație, în așa fel încât să nu ajungem în postura faptului că ca cineva să ne poată fura acele informații. Indiferent dacă noi, în partea de application, vedem cu totul și cu totul altceva, adică vedem că totul este ok, persoana respectivă vede că totul este ok, dar în spate sunt niște lucruri care nu ar trebui să fie, sunt niște date, mă rog, pot să fie date legate de parole,
cineva ajunge pe partea aceasta de, când vorbim de excessive data exposure, cineva se duce în partea de account al aplicației în care, sunteți, indiferent de site. Voi vedeți anumite, anumite date, dar dacă vă uitați în spate, este posibil să vedeți și mai multe, pentru că nimeni nu a interacționat cu ele și nimeni nu a făcut o restricție către ele. Haideți să vedem ce putem să-i oferim userului. Aplicațiile, cum să zic, datele astea sunt sensitive, datele astea sunt, prezintă un risc major dacă le prezentăm și tot așa. Cum ne protejăm? This can be achieved by making sure that each API endpoint only respond with the data with the data which is essential for the endpoint purpose and does not leak any other data. Deci practic în momentul când trimitem datele către end user printr-un API, este bine totuși să le gândim la ce date trimitem. Întrebări? Și ce se întâmplă, de exemplu, în cazul în care avem layer de GraphQL? Okay. Teoretic poți să ceri ce date trimit de la app. Păi, bineînțeles că în spate trebuie să ai cumva o limitare a ceea ce se cere din partea de front. Este o resursă în spate care trebuie să fie responsabilă întotdeauna de ceea ce se cere din front. Pentru că dacă nu ajungem ca noi să cerem anumite date în partea de front-end, da, le cerem, dar este posibil ca și cineva să se gândească la ceva extra care poate să-l ceară cu acel request. Iar dacă noi nu ne protejăm, adică dacă nu protejăm resursa și datele care trebuie să le afișăm, există posibilitatea ca să ajungem la această problemă de securitate care se numește excessive data exposure. Are sens? Deci, întotdeauna limitați datele, folosiți o resursă care să limiteze datele care se duc în partea de front. Mare atenție. Broken user authentication. Broken user authentication refers to weaknesses in the authentication mechanism in your application workflow. Cum se traduce asta în exemplu? De exemplu, avem o persoană care, mă rog, se ocupă cu lucrurile care se ocupă, merge pe un site din acesta de password dumps și, bineînțeles, că aceste parole sunt extrase din baza dumneavoastră de date, mă rog, nu a dumneavoastră, a aplicației respective, care folosește un salt de MD5 și o encripție de MD5. Știți care este problema cea mai mare în momentul de față legat de acest MD5? Exact. Odată cu tehnologia a crescut foarte, foarte mult și puterea de calcul. Vorbim de acele quantum computer, care în momentul de față pot să decripteze foarte ușor parolele care sunt criptate cu MD5, chiar SHA-256. Asta ca o paranteză, pentru că chiar acum am văzut acolo MD5. Și atunci persoana respectivă ia un user la întâmplare, nu neapărat la întâmplare, le ia, l-a încercat pe toate, bineînțeles, să vadă despre ce e vorba, avem niște parole, după cum vedem, s-ar putea ca acele parole să fi fost verificate împotriva unui rainbow table sau ceva de genul. Și începe să se joace cu acele informații și merge pe partea de sign-in, nu este nicio problemă, completează parola care a găsit-o acolo și bineînțeles că îi apare următorul pas și zice în felul următor. Nicio problemă, te rog frumos să-mi trimiți codul care l-ai primit pe telefon. Toate bune și frumoase, nu? Până aici. Normal n-ar trebui sub nicio formă ca persoana respectivă să aibă acces la contul persoanei care l-a găsit pe site-ul acela de password dumps. Requestul respectiv se transformă, practic, dacă ne uităm în partea de sursă, printr-un GET către un API validate code. Și în acel moment începem să ne jucăm cu aceste coduri, ca să zic așa,
Și îi dăm unul la întâmplare. Nu? Hai să spunem ce se întâmplă. Practic, aplicația o să-ți răspundă înapoi, 201 OK, codul nu este valid. Nu? Dar, în același timp, există posibilitatea ca acel endpoint să fie deschis unui atac de tip brute force. Ce se întâmplă, exact cum am discutat și mai devreme, un atac de tip brute force se duce către endpoint-ul respectiv și încearcă să genereze cât mai multe coduri secvențiale, una așa, pentru încât să ghicească codul respectiv care îți dă posibilitatea să te conecteze la aplicație. Și bineînțeles că ne apucăm să ne jucăm cu aplicația respectivă și la un moment dat descoperim acel cod și indiferent că aplicația a fost protejată de acest two-factor authentication sau multiple-factor authentication, cum trebuie să zice. În schimb, nu a fost implementat cum trebuie. Cum ne protejăm împotriva acestui broken user authentication? Understand exactly how your authentication mechanism works. Don't just blindly implement something like OAuth2. Cred că toată lumea știe ce este OAuth2. Pentru că de obicei anumiți developeri îl implementează incorrect. A întâmplat cazul, se întâmplă și ziua de astăzi. Do not implement your own authentication mechanism, but use all known authentication solution. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ați dezvoltat o parte de interfață de logare la un endpoint sau la o bază de date, este mai important să folosiți o librărie care este deja pe piață, care a fost deja testată de o comunitate. Dau un exemplu, o comunitate aceasta de librării de autentificare are peste 1 milion de user. Este bine să înțelegeți că este mai important să folosiți acea librărie decât să dezvoltați una dezvoltată de dumneavoastră. Din punct de vedere al securității și din punctul de vedere că a fost foarte bine testat în anumite de documente. Nu zic că nu există probleme de securitate și acolo, sunt și acolo, dar probabil că sunt mult mai minimaliste și sunt întotdeauna, cum să zic eu, updatate de persoanele care lucrează la acea librărie. All authentication endpoints, including forgot passwords, should be protected by rate limiting and implementing lock mechanism. This mechanism has to be satisfied stricter than author endpoint. Este important ca să acordați este important ca să fiți foarte atenți la tot ce înseamnă partea asta de autentificare, partea de register. Să acordați întotdeauna o importanță mai sporită, pentru că sunt punctele unde o persoană o să vină și o să încerce să găsească breșe de securitate ca să poată să acceseze date. If it's possible, implement multiple factor authentication such as SMS or authenticators. După cum ați văzut, ce am prezentat în slide-urile precedente, acea parte de multifactor nu lucrează așa cum trebuie, dar este bine totuși să ne protejăm cu multifactor authentication, cred că toată lumea știe ce este multifactor authentication, indiferent că e pe partea de SMS sau partea de Authenticator. Authenticator sunt niște aplicații care practic îți generează un cod și ai la dispoziție un timp ca acel cod să fie băgat în aplicație. Google Authenticator, ca și exemplu. Do not use API keys for authentication. This should be only used for client application authentication. În anumite cazuri, când dezvoltați un API și în același timp vreți să-l faceți public pentru mai mulți clienți, este bine să nu folosiți acele key pentru autentificare. Ceva întrebări? So far, so good? Lack of resources and rate limiting. In such situation,
an API can no longer operate and will no longer be able to service requests or potentially even to be able to complete those currently in progress. Cum se traduce asta printr-un exemplu? Practic, mergem într-o aplicație și accesăm partea de register a userilor. Bineînțeles, dacă o să ne uităm, o să găsim pe partea de request un API care comunică cu backend-ul și altorui endpoint se numește API SignUp. Bineînțeles că va prelua datele din front și le va trimite către backend. Nume, last name, email, mobile, password, city. Mă rog, sunt date, exemplu. Acel mobile este subliniat cu roșu, nu din pricina faptului că poate să existe în real world, este posibil ca acel număr de telefon să existe în baza de date a persoanei care încearcă să se înregistreze. Și atunci backend-ul, API-ul, o să vă răspundă un cod 409 complet, bineînțeles, și o să vă spună și o să vă dea date despre ceea ce s-a întâmplat. Error true, file field mobile, message, the phone number already exists. Există totuși o posibilitate, cred că v-ați dat seama mare despre ce este vorba. User enumeration, este scris chiar jos. Ok. Există posibilitatea ca acest endpoint la fel să nu fie limitat de acest rate limiting și poate să fie deschis din nou un brute force attack care începe să genereze numere de telefoane și să consulte baza noastră de date. Am așa arată un brute force attack. Poate să fie chiar un mic program de Python care nu face altceva decât să se ducă pe endpoint-ul respectiv și să începe să genereze numere de telefon, la fel ca și în cazurile precedente, și la un moment dat o să returneze. Numărul de telefon există. Merge mai departe. Caută, numărul de telefon există. Tot așa. Dacă endpoint-ul, bineînțeles, nu este protejat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că userul primește foarte multe informații din baza noastră de telefoane. Practic, baza noastră de date îl ajută să valideze numere de telefon. Ce poate să facă cu ele mai departe? Lucruri legate de marketing, lucruri legate de metoda accidentului. Vă dați seama. De aceea este bine întotdeauna să ne protejăm endpoint-urile implementând acest rate limiting. În același timp, este bine ca mesajul pe care îl generăm către user să nu fie foarte intuitiv și să nu îi dea idei într-o oarecare măsură să meargă mai departe. Additional generic response message should be displayed. Cam asta este aici legat de partea de lack of resources. La întrebări? Este destul de explicit sau, mă rog? Mergem mai departe. Broken functional level authorization. Alt BFLA. Sau cum se numește? Bola BFLA. Broken functional level authorization can be considered a higher level version of Bola. This is because it's focused on general function rather than individual objects. The consequences of Bola is that the clients can access functionality beyond their intended access level, such administrative function. E, cum traducem această definiție într-un exemplu? Să zicem că aveți un cont la un site, mergeți pe partea de account settings. Bineînțeles că în spate o să aveți un acces către un API, API users, etc.
647, este identificatorul noastră de user în baza de date. Aplicația vă răspunde înapoi, un 200 OK și câteva informații legate de acel userul nostru. Test, email, foc. Bineînțeles, o să încercăm să facem ce am făcut data trecută. O să încercăm să modificăm și să ajungem la Broken Object Level Authorization și o să modificăm ID-ul userului și o să, în loc de numărul care era în slide precedent, o să punem un număr aleatorul 600. Bineînțeles, aplicația va răspunde un cu 403 formi. So far, so good. Aveți idee care ar fi un potențial atac? Aici. M-am schimbat deja. Asta e. Se duce către Broken Object Level Authorization. Altceva? Dacă modificăm metoda acelui user, ce credeți că se poate dacă schimbăm acel get-ul din Asta depinde și dacă e implementat. De obicei, sunt implementat. Știi, destul de bine. Da, sunt cazuri, de exemplu, dau un exemplu pe loopback. Nu, sincer. Corect, dar de obicei pe partea de API este un pic, să zic așa, nu pot să zic că nu, dar este un exemplu general ca să înțelegeți ce înseamnă Broken Functional Level Authorization. Adică ce se poate întâmpla. Sunt lucruri care s-au întâmplat, exact cum zice și colegul. Dar în același timp sunt foarte ușor de prevenit. Dacă prevenim metoda și dacă verificăm dacă resursa respectivă are acces la metoda respectivă, job done. Cel mai important este să înțelegem ce face acest Broken Function Level Authorization. Bineînțeles că, na, în cazul nostru, s-a aplicat acel delete și bineînțeles că se șterge userul din baza de date. Și de așa observăm cum userii noștri dispar din baza de date și nu știm ce se întâmplă. Mitigation. Enforce proper authentication and authorization. Again. Checks for your API endpoint. Even if some of them are hidden from the user interface. Am văzut că chiar dacă sunt ascunse aceste probleme în mintea unei persoane care intenționează să vă facă rău, ele sunt acolo. Și întotdeauna apoi. Ceva întrebări? Deci, protejați-vă. Mass assignment. Malicious user modified properties that they are only supposed to be supposed to own the data object, gaining unauthorized access or corrupting data as a result. Am greșit eu ceva acolo. Ce înseamnă asta? Și cum se traduce într-un exemplu? Practic, la fel, mergem pe partea de change password. Înțeles? Apăsăm butonul că facem un request, bineînțeles cu userul respectiv, serverul ne va răspunde înapoi cu un link pe care trebuie să-l accesăm. Dar, indiferent de ceea ce vedem noi în partea asta de, să zic eu, de front, da, pentru utilizator, în spate este un API la fel, care vine cu mai multe date decât ar trebui să vină. Bineînțeles, ce observăm diferit aici? Este acel isAdmin care este fals. S-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Am avut și noi o situație de, nu vreau să zic. Bineînțeles, n-am fost parți, ca să zic așa, dar am remediat-o imediat.
Dar sunt lucruri care se întâmplă. Și bineînțeles că persoana care este rău intenționată va merge și va încerca să facă un call către API-ul de reset password și în loc de this admin să fie false, va modifica în true. În acel moment, vă dați seama ce se întâmplă, că practic utilizatorul respectiv primește privilegii de admin și în momentul când se loghează în aplicație, o să se ducă exact în partea de dashboard, o să vadă cam tot ce trebuie să vadă un admin și ceea ce nu trebuie să vadă userul. Cam așa se traduce acest mass assignment în exemplu. Types expected in the request should be explicitly defined at the design. Tot ce ține de partea asta de type, indiferent că este legat de user, indiferent că este legat de o resursă care, să zicem, este accesibilă sau nu, un status, de exemplu, nu trebuie să apare niciodată în partea de endpoint, pentru că este posibil ca să fie ușor modificabilă și atunci acest mass assignment intervine și vă poate modifica anumite date din bază de date care nu doriți să le schimbați și în același timp implicit să oferă userului acces unde nu trebuie să aibă. Un guest poate să devină un user, un user poate să devină un admin și tot așa. Ceva întrebări? Insufficient logging and monitoring. Cred că este destul de straightforward, ca să zic așa. Partea asta cu insufficient logging and monitoring. Să dau un exemplu, puteți să aveți o aplicație care în spate generează ceva private token pentru clienți, ca să o fie folosită de clienți, ca și API, ca și aplicația. Bineînțeles că dacă facem un test și zicem curl să acceseze acel private token cu adresa unde trebuie să o acceseze, în partea de backend, undeva în storage logs, application logs, nu apare nimic. Este un exemplu, dar nu calculator. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, practic, noi nu monitorizăm și nu avem anumite date de ceea ce face userul în interfață. Adică ce face userul când folosește API-urile, când folosește API-urile noastre și, în același timp, endpoint-urile din API-urile noastre. Deci este bine întotdeauna să logăm cât mai multe date a ceea ce se întâmplă în aplicație, pentru că o să ne fie foarte ușor să identificăm dacă există un atac sau dacă se întâmplă ceva nedorit. Și atunci mitigation, login access control failures and server-side input validation failures can be logged with sufficient user context to identify suspicious or malicious accounts and held for sufficient time to allow analysis. Cum se traduce asta? Este foarte simplu. În momentul când faceți un log, este bine să captați timestamp, metoda, get, post, ce este, URI și IP-ul. Ensure logs are generated in the format that can be easily consumed by centralized log management and solution. Establish effective monitoring and alerting such that suspicion activities are detected and responded to a timely fashion. Ce înseamnă asta? Practic, în momentul când avem anumite loguri despre aplicație, e bine să identificăm, ca să zic așa, anumite patterns în partea de login și să ne dăm seama unde ar putea să intervină anumite probleme. De aceea este foarte important să avem întotdeauna acces la partea de login și monitoring și să logăm cât mai multe date despre ceea ce se întâmplă în aplicație. Bineînțeles,
acest lucru vine cu un downside. Multe persoane ar să zică, domne, dar acest lucru o să facă slowdown la application, la aplicație. Este adevărat? Este adevărat. Acum, cred că trebuie să punem un pic în balanță și ce este mai important. O milisecundă sau o problemă care poate să ne coste destul de mult pe partea de securitate. Pe lângă asta, dacă chiar aveți probleme și dacă chiar sunt probleme legate de partea asta de monitoring sau, mă rog, de partea de cât de greu merge aplicația, în loc să scalați orizontal, scalați vertical. Pentru cine nu știe ce înseamnă scalare orizontală și scalare verticală, scalarea verticală este faptul că să folosești eficient de resursele serverului pe care ai aplicația asta. Scalarea verticală înseamnă să te folosești de mai multe servere. load balancer pe care aplicația noastră este. Deci cu cât crește aplicația noastră mai mult, cu atât este bine să începe să scalați vertical, orizontal, să nu ne intereseze foarte mult dacă avem nevoie de 10 mega de, scuzați, 4 mega de RAM sau 8, 24. Ceva întrebări? XML External Identity Injection. Auzit cineva despre problema asta? XML External Identity Injection is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with an application processing XML data. It allows an attacker to view files on the application server, even interact with the backend. În schimb, persoana care dorește să rău, introduce acel doc type și scrie entity some file system give me the file, este un string către files etc password. Bineînțeles că dacă veți executa acest fișier în partea dumneavoastră de server, atunci o să vedem că persoana respectivă, prin acel doc type care l-a scris în header-ul XML-ului, are acces la toate parolele de parte din sistem. Un lucru destul de... Cam asta înseamnă XSR injection. Mitigation. Cum reușim să ne protejăm? Configure your XML parser to disable the parsing of the XML external entities and document type definition, DTD, when parsing XML document. If DTD cannot be completely disabled, disable the parsing itself, parsing of external general entities and external parameter entities when parsing untrusted XML file. Cum se traduce asta pentru cei care lucrați pe PHP? Nu știu, sunteți faci PHP? Este bine ca să vă țineți librăriile up-to-date și în același timp, dacă folosiți această librărie și versiunea noastră este mai mică de 8.0, este bine totuși să căutați și să faceți enable la această directivă. Ceva întrebări? Mergem la partea de tips and tricks. Build your application having in mind the zero trust strategy. Este foarte important să înțelegeți că never trust, always verify, niciodată să nu aveți încredere în ceea ce vă trimite userul din contul, că nu este prietenul noastră.
și întotdeauna să verificați datele care. Tips and tricks. Filter input and escaping output. Atâta timp cât filtrați datele care vin și faceți escaping la ceea ce afișați, vă face puțin invulnerabil în faza a ceea ce înseamnă XSS. Always use prepare statement when interact with the database. Cred că toată lumea știe despre ce este vorba, vorbim de SQL injection și totdeauna este bine să folosiți acele prepared statement. Add rate limiting or captcha where necessary. Of course, bineînțeles că nu toți și nu toți agrem aceste metode, mai ales la cea de captcha. Dar în anumite situații este foarte util. Știu, este foarte util pentru că practic ne protejează într-o oarecare măsură. Nu zic că nu se poate, nu se poate face bypass layer, se poate face bypass layer, dar cu cât oferim mai puține date și cu cât oferim utilizatorului care vrea să ne facă rău mai puține date legate de aplicația noastră, cu atât îl poate face să plece mai departe. Asta în cazul în care nu sunteți direct targetat. Totuși, alt aspect. Always validate data in the backend. Indiferent că aplicația noastră se referă la partea de frontend sau la partea de backend, indiferent că faceți validare în partea de frontend, întotdeauna faceți validare și partea de backend. În momentul în care interacționați cu datele, faceți validare. Indiferent că este double validation, o să ziceți, domnule, poate nu mai este necesar, din contră, sunt tot felul de injecții care se pot face în partea de frontend și modificare, se pot modifica datele. Dacă nu le filtrăm cu partea de backend, există posibilitatea să le trezim un SQL injection sau cine știe ce injecție de backend. De acest aspect. Use high-level authentication, access control and role management. Întotdeauna când implementați o aplicație, este bine să definiți de la început ce înseamnă access control și ce înseamnă care sunt rolurile fiecărui user în sistem. Keep your packages, systems, libraries up to date. Este foarte important, foarte, foarte important să țineți aplicațiile up to date. Chiar dacă este vorba de cod, ce se întâmplă? Mulți programatori, mulți oameni care lucrează în partea asta de dezvoltare, zic, domne, dacă merge, ce să-l schimbăm? Nu? Este totuși o problemă. Pentru că, odată cu evoluția tehnologiei, atunci cresc și problemele de securitate. Și atunci pachetele dumneavoastră pot deveni vulnerabile atacurilor. Am avut situații în care, dumne, nu vreau să se atingă de codul respectiv, pentru că făceam nu știu ce lucruri, wow, care nu le înțelegea nimeni, sau, mă rog, persoana respectivă a plecat din companie. Acest lucru nu face altceva decât să deschide niște portițe oamenilor care se uită mereu și vă monitorizează în scopul de a găsi date și de a găsi breșe de securitate aplicației. Keep your packages, systems, libraries, up to the code. Chiar dacă este nevoie de mai multă muncă, chiar dacă săriți de la o versiune la alta, chiar dacă implică mult bottleneck, ca să zic așa, este bine totuși să le faceți și să le țineți up to date. Improper... Sigur. Este foarte important, foarte mult. Mulțumesc pentru completare. Dacă mai aveți lucruri pe care putem să le completăm aici, sunt deschis. Sunt lucruri de care m-am izbit eu personal, nu sunt copiate de undeva. Sunt practic lucruri de care m-am izbit și încerc, într-o oarecare măsură, să-mi țin o fițuică, ca să zic așa, și zic, de fiecare dată mai arunc un ochi. Ce se poate. Cum putem să ne protejăm? Implementă proper login mechanism. Cred că deja am discutat.
că este bine întotdeauna să faceți cât mai mult login, să vedeți ce se întâmplă în aplicație și așa mai departe. Encrypt everything. Nu știu dacă mai este cineva care încă mai folosește partea de HTTP. Nu cred. Sunt niște lucruri care totuși cred că le-am depășit ca să evităm acest man in the middle of attack. Este bine totdeauna să encriptăm toate datele. Adică să trecem printr-un layer de siguranță cum este SSL-ul sau HTTPS. Nu contează că lucrați pe local, chiar dacă lucrați pe local, este bine și este a good practice să folosiți HTTPS over HTTP. Log rotation or clear your log files regularly to avoid database apps hangs. Am avut o problemă legată de acest aspect. Ceva timp în urmă, nu acum, ceva mai mult timp în urmă, dar e bine ca totuși să ridic un flag ceea ce înseamnă acest lucru. Practic, și când faceți foarte mult log, există posibilitatea ca acel fișier în care faceți login să ajungă la o limită. Există o limită. Da? Și atunci, ce se va întâmpla? Sau baza de date din spate ajunge la acel login, ajunge la o limită. Chiar dacă faceți enable la debug, există posibilitatea să pompe acel fișier. Există posibilitatea să, în Linux, sau peste tot, să faceți log rotation, adică dacă un fișier ajunge la o anumită mărime, să creeze versiunea număr 2, număr 3 și așa mai departe. Așa fel încât să evitați această problemă. Max request size, max files upload, max request time. Întotdeauna limitați tot ce înseamnă, tot ce este legat de request, tot ce este legat de file upload, inclusiv de max request time. În momentul în care este cineva familiarizat cu termenul de low and slow, este un atac de tip DDoS în spate, care practic păcălește firewall-ul care se ocupă de așa ceva prin faptul că trimite pachete, adică trimite header-le parțial, deschide o conexiune pentru calculatorul dumneavoastră și în același timp începe să trimite pachete de date mult mai mici decât pachetele în sine. La asta se referă acest lucru. Cu cât conexiunea la server este mai mare, cu atât atacul poate să fie mai de lungă durată. Cu cât limitați mai mult acel request timeout, cu atât este mai bine că se. Nu cred că este necesar mai mult de 6-7 secunde în cazul aplicațiilor extraordinare stufoase cât să răspundeți în request. Ce pot să mai adaug aici? Partea de request, de request size. Este cineva care implementează lucrul ăsta când primiți datele de la API? Verificați lungimea acelor date? Să nu fie foarte mare. Este bine totuși să implementăm acest lucru. În același timp este bine în momentul în care facem o aplicație și facem o verificare backend, să ne referim și la tip, la tipul de dată pe care îl primim, nu neapărat să facem casting. Dacă o resursă trebuie să primească un link, trebuie să primească un link. Nu o lăsăm să meargă mai departe, indiferent dacă facem casting la acel link. Mai bine, în momentul în care am primit un string în loc de int, trimiteți înapoi 403 formule către individul. N-are rost să trecem mai departe, adică să trecem prin alte layer ale aplicației, dacă tipul respectiv nu este ceea ce vă ajută ca o paranteză. Este cineva familiarizat cu acest text 3? Este practic kernelul de Linux, este practic sistemul care se ocupă de file system,
în Red Hat, am avut o problemă și tot la fel, ridic un flag către anumite persoane care încă mai folosesc Red Hat versiuni mai vechi. Este o limită pentru fișiere, numărul de fișiere pe folder. Ce s-a întâmplat? Am avut o aplicație care, bineînțeles, aveam foarte, foarte multe imagini și acele imagini au atins acel threshold. Bineînțeles că aplicația a crăpat. Deci, este un flag pe care îl ridic dacă îl mai folosiți, dacă folosiți cumva acel X-Tray în Red Hat, în production, unde îl folosiți. Sincer, eu n-am mai văzut Red Hat în production. Da. E... mai sunt, să știi. Mai sunt. Întreabă-i pe băieții din America. Block traffic from unwanted geographical regions, data center and Tor relay nodes. Care? Ba da! Ba da, ba da, exact. Se ocupă, da? L-am pus acolo chiar dacă este un pic subliniat. Remove security headers. Știe cineva ce sunt aceste security headers? Sunt tipul. Exact. 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 Este bine întotdeauna să le faceți remove. Pentru că o să vedeți mai încolo. De ce zic că trebuie să le facem? Așa, și ultimul lucru, reduce the risk of the API definition, documentation and sensitive data in untrusted tools. De exemplu, aveți niște documentații și, bineînțeles, ajung pe GitHub și ajung publice persoanelor și, bineînțeles, că în acele documentații aveți date legate de parole, de login și toate cele cum se conectez la partea de sistem. Este bine întotdeauna să nu folosim date sau să nu facem commit la date git, care sunt date sensibile, de parole, indiferent că sunt de test. Dacă mi s-a întâmplat recent. Recunosc. De asta zic. Și ridic un flag aici. Pot să fiu obosit, pot să... este o eroare umană de care o persoană rău intenționată se poate folosi. Sunt niște date. N-ar trebui să fie, n-ar trebui să le punem. Ceva? Completări? Token de autentificare în fișiere GSE. Poftim? Ah, tokenul de da. Am văzut, în realitate, un proiect de producție. Există, există tot felul de exemple. Tips and tricks. Unfortunately, there are not yet a way to make any web technology completely invulnerable to hackers and cybercrime. Cyber attacks continue to evolve every day, resulting in a need to be constantly improving and implementing new cybersecurity methods. The application security landscape is changing constantly, never stop learning. Proactive. Pentru persoanele care au impresia că aplicația lor este 100% sigură, vă invit să mergeți să aplicați pentru Twitter. Este o chestie de sarcasm. Nici o aplicație nu este 100% protejată împotriva problemelor care vin pe partea de cybersecurity. Întotdeauna acești hackeri vor fi cu un pas, ca să zic așa, înainte. Pentru că sunt destul de inventiv și scopul lor e să ne inducă în eroare și să caute să ne ia datele pe care au. Cel mai bine și cel mai important, la fel este bine să implementăm o cyber security, o strategie de cyber security. În companiile pe care lucrați, este cineva care folosește această strategie de cyber security. Nu neapărat la nivel de organizație, că la nivel de organizație, sigur. Bine, am văzut și cazul în care persoana de la recepție avea acces la GitHub. Totdeauna se întâmplă. Și dacă ar fi trebuit să avea acces. E bine totuși și la nivel de echipe, e bine să avem o strategie de cyber security.
mai ales că lucrăm în partea de dezvoltare. Și totdeauna este bine să prevenim niște lucruri, decât să oferim persoanelor respective posibilitatea de merge mai departe și de a. Ziceam la început că o să discut așa într-un mix slide de tot ce înseamnă 5G și impactul asupra securității. După cum vedeți și pe slide sau nu știu dacă scrie, 5G-ul vine cu o viteză de 100 de ori mai mare decât 4G. Ceea ce, din punct de vedere al securității, ridică foarte multe semne de întrebare și vreau să luați în considerare lucrul ăsta, că atacurile se pot intensifica mult mai mult asupra aplicației în momentul în care am trece la... Deja am trecut la 5G, este probabil o chestiune de timp. Va fi accesibilă, tehnologia va fi accesibilă în futură. Latest news. Aici o să fie un pic, de fapt nu e un latest news, este practic o singură informație care circulă prin presă de vreo două zile. Site-ul poliției locale spart de un adolescent cu 4 clase. Nu o să dau exemplu. Știu, nu este de râs. Nu este ceva prin care vreau să defăimez poliția locală sau poliția română. Este practic un incident care s-a întâmplat. Nimeni nu dorea să se întâmple, dar s-a întâmplat. Recent, dacă o să căutați pe internet, o să găsiți. Eu pornesc de la premisa că era site cu poliție securizat și cu aia ăla, i-am mirabil ce-o făcut, au reușit să spargă site. Da. Benefit ca... of the doubt, știi? Exact. De asta zic, acele patru clase, eu nu râd de acele patru clase, să știți. De obicei, în acest domeniu, în domeniul ăsta al securității, titlurile nu prea contează. Pentru că, exemplu clar, orice persoană care se poate folosi de un tool poate să-ți creeze o imagine destul de urâtă, indiferent că ești application developer, indiferent că ești team lead, indiferent că ești manager de securitate. Și bineînțeles că m-am uitat și un pic pe site-ul acelei poliții locale. N-am făcut absolut nimic, deci să nu înțelegeți greșit, în momentul în care faceți niște acțiuni legate de a accesa lucruri care nu trebuie să le accesați, sau dacă vă folosiți de tool-uri în gen penetration testing, gen Kali, Linux, Burp sau altceva, este foarte important să știți că aceste tool-uri se folosesc într-un mediu izolat, decât să vă testați aplicația în sine și să nu faceți request-uri sau să nu vă apucați să testați pe producție atâta timp cât nu primiți autorizația scrisă în partea organizației respective. Pentru că ajungeți acolo unde nu trebuie să ajungeți și o să fiți interpretat, deși sunteți o persoană binevoitoare, o să fiți interpretați ca și nu faceți lucrul ăsta decât izolat pentru aplicațiile. N-am făcut, asta a fost o paranteză. Bineînțeles că din punct de vedere GDPR acest site colectează date și dacă vedem acolo scrie CNP-ul dumneavoastră și în momentul în care introduci CNP-ul trebuie să fii GDPR compliant, trebuie să respecti anumite reguli. Și bineînțeles că m-am uitat un pic și prin codul sursă și la prima vedere, dacă nu știu dacă se vede acolo, se vede ce scrie acolo, galben? Da. Joomla? Nu? Și bineînțeles despre ce vorbeam un pic mai devreme, de aceste headers X-Powered by PHP 5.3 chiar și server Little Speed. Deci, nu știu dacă acea persoană, chit că avea 4 clase, orice tool care ar fi fost aplicat pe acest website, ar fi ajuns la același lucru. Nu e la prima. Știu că nu este la prima, dar cineva știe. Nu sunt la prima. N-am apucat să scriu și n-am apucat să fac o secțiune
ceea ce era foarte important, mi-a venit ideea pe drum. În cazul în care ai fost atacat, în cazul în care ai fost parte, așa, hacker, ce faci mai departe? Activezi under attack, în fapt. Da, una la mână sau poate scoți serverul din priză sau nu știu. Exact, asta e una din soluții și în același timp să rutezi traficul care vine către aplicația ta, să o rutezi către pagina de mentenanță sau ce vreți voi. Pe lângă asta, este bine întotdeauna dacă, și e bine să vă folosiți un VCS sau un version control system gen Git sau SVN, să faceți o comparație, să vedeți ce fișiere s-au modificat pentru acele persoane care intră în aplicația voastră. Trebuie să faceți o comparație și să identificați modul prin care persoana respectivă a accesat neapărat backend-ul dumneavoastră, cât și întreaga infrastructură. Implementați securitatea și după aceea reveniți online. Pe lângă asta, ceva? Întrebări? Este o frază pe care am scris-o. Don't be scared by a developer who thinks like a hacker. Be scared by a hacker who thinks like a developer. Este foarte important. Este foarte bine să gândiți în momentul în care desenați o aplicație sau scrieți o aplicație să vedeți. Da, domnule, hai să vedem cum spargem aplicația asta. Nu știu câți dintre voi fac acest lucru. Bineînțeles, din considerente de timp, din considerente de business, nu o să facem lucrul ăsta. Nu știu câți dintre voi scriu teste pentru aplicație. Cineva lucrează în același sistem ca mine. Dar este foarte bine totuși. Eu ridic întotdeauna această problemă, este bine să scrieți și teste pentru o aplicație. Vă ajută foarte mult. Vă ajută în același timp colegii să înțeleagă aplicația și ce ați lucrat acolo și în același timp să vedeți când crapă aplicația respectivă. Cam atât despre Web Application Security, Web Application Programming Interface Security. Este o prezentare basic, dar îmi doresc ca prin această prezentare să deschidem poarta și să mergem să facem și lucruri mult mai avansate decât ce a fost în prezentarea respectivă. Și, la fel cum a zis și colegul meu, este bine cine are idei să vină să facă o prezentare. Alte întrebări? Sau sugest, chiar sunt deschis, fără niciun fel de... Vă mulțumesc mult, eu sunt Răzvan și mă bucur că ați participat la această sesiune. Sper că a fost de ajutor, chiar dacă suntem persoane care știm despre acest lucru, e posibil să ne amintim din când în când, dacă suntem junior în domeniu, este bine să vedem datele ca atare și să protejăm cât mai important. Dacă cum scrie și în prezentare, nicio aplicație nu este 100%. Mulțumesc! Super! Mersi, Răzvan! Mai am zis, cum ziceam la început, următorul eveniment, următorul oficial meetup este în 15 decembrie și ținem online. Pentru că sărbători, chestii, să fie house, strângem, ce facem online frumos, intrăm după masa, un call pe meet, îmi rezolvă aproape. Dacă vreți, da, bineînțeles. Tema, sper să fie, și cel mai probabil că asta o să și fie tema, un fel de introducere în Cypress. O să fie parte de testare, cum facem setup la
foarte prăschis în genul ăsta. Acum, sper să reușesc să...